Expoziția de fotografie Oliver Mark, Celebrități, este rezultatul implementării proiectului Să ne cunoaștem muzeele, care a dus la întărirea cooperării bilaterale între Muzeul Bucovinei și Muzeul Național Liechtenstein și la consolidarea relațiilor de colaborare între specialiștii acestora. Acest proiect a făcut ca renumitul fotograf german să ajungă cu lucrările sale la Suceava, pentru prima dată în România, de care îl leagă doar câteva cunoștințe, între care și pictorul Adrian Ghenie, pe care l-a și fotografiat. Fotografia pictorului român va rămâne în patrimoniul Muzeului de Istorie din Suceava. Und dann gibt es die Verbindung zu Adrian Ghenie. Și cea de-a treia legătură cu România este cu Adrian Ghenie, den ich 2014 porträtieren durfte. Pe care l-am putut fotografia în 2014. Und das Bild ist damals für ein englisches Magazin entstanden. Iar fotografia lui am făcut-o atunci pentru o revistă englezească. Und ja, das Bild wird in Zukunft Teil der Sammlung des Museums sein, weil ich denke, das passt hier gut her, das habe ich dem Museum geschenkt. Und iar și această fotografie va reveni muzeului în viitor, colecției muzeului, consider că se potrivește foarte bine. Alături de pictorul român, prin obiectivul lui Oliver Mark, au trecut celebrități ca Anthony Hopkins sau Jerry Lewis, apoi Angela Merkel, Papa Benedict al XVI-lea, dar și vedete precum Ben Kingsley, Kate Blanchett și Tom Hanks. În galeria personalităților fotografiate intră artiști și fotografi celebri, arhitecți, actori, coregrafi, manageri, politicieni, autori și publiciști, colecționari, oameni de cultură, vedete sportive, avocați, ambasadori, designer, vedete TV, familii nobiliare, oameni de știință, cosmonauți, lideri religioși și așa mai departe. Genauso viel von meinem Beruf verstehe wie ein Politiker, ob es Frau Merkel ist oder eine Schauspielerin wie Kate Blanchett. Încerc să mijlocesc în momentul în care fotografiez și să mă pun în profesia mea în locul celui pe care îl fotografiez, fie că este artist sau politician. Also das sollte oder das ist immer auf Augenhöhe. Es ist ganz selten mal vorgekommen, dass was nicht funktioniert hat. Das kommt auch vor, aber in der Regel entsteht ein Bild. În general, încerc să asculți pe cel pe care îl fotografiezi și depinde de situații, cum apare atunci, cum se creează momentul. Manchmal oder sehr oft entstehen die Bilder in einer sehr kurzen Zeit. Deseori, fotografiile le fac într-un timp foarte scurt. Wie das Bild von Kate Blanchett zum Beispiel. Das ist aufgenommen in einem Hotel, im Ritz-Carlton in Berlin. Das ist gut in Hotel in Berlin. Und haben das Bild gebaut, also das Licht ist gebaut. Și practic am creat imaginea, fotografia. Und bei solchen Bildern ist, wie schon gesagt, in der Regel sehr wenig Zeit, 4-5 Minuten, was nicht das Problem ist. Și pentru astfel de fotografii este foarte puțin timp, 4-5 minute. Und das Bild haben wir bei mir im Studio in Berlin gemacht. Imaginea am făcut-o la mine în studio. Und das haben wir kurz nach den Attentaten in Paris gemacht. Și am făcut această imagine la scurt timp după atentatele din Paris. Deshalb die Möbel. Sucevenii vor avea posibilitatea să-l și întâlnească pe celebrul fotograf german, dincolo de cele 64 de lucrări expuse. Are în program să viziteze Muzeul de Istorie, mănăstirile Dragomirna, Voroneț, Moldovița și Sucevița, atelierul de ceramică de la Marginea, Muzeul Ion Irimescu din Fălticeni, cetatea de scaun a Sucevei și Muzeul satului Bucovinan, unde va fi însoțit, evident, de camera foto. Mai mult, este posibil să organizeze și o ședință foto ad hoc. Ieri, domnul director a avut o idee. Wir hatten gestern noch so kurz gesagt, eigentlich wäre es schön, er ist da, er hat Zeit, er würde es auch machen, dass wir zum Beispiel sagen, morgen zu einer bestimmten Zeit oder heute Abend oder morgen Abend könnte man eine Stunde lang, würde er fotografieren. Da, de exemplu, aseară ne-am gândit așa, pur și simplu am zis că mâine dimineață sau mâine seară, pur și simplu ne întâlnim și fotografiem pentru o oră. Und man könnte sagen, einladen und sagen, zu einem Zeitpunkt, ja, wollt ihr nicht kommen? Und er fotografiert eine Stunde lang Personen, die kommen.
Și pur și simplu, deci să meargă într-o locație anume și să fotografieze persoanele care trec pe acolo. Und das dem Zufall überlassen, wer kommt? Să fie ceva accidental, întâmplător. Parteneriatul dintre Muzeul Bucovinei și Muzeul Național Liechtenstein va mai avea un episod iarna aceasta. Este un început de parteneriat pe care sper să-l permanentizăm. De altfel, în luna decembrie, la noi, va mai fi deschisă o expoziție dedicată Sfântului Nicolae, expoziție realizată de asemenea de Muzeul Național de Liechtenstein și care se află deja la Suceava.